Testarea în masă pentru anticorpii la SARS-CoV-2 începe de astăzi pe Arena Națională din București. Potrivit primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, la acțiune pot participa 10.500 de bucureșteni din toate sectoarele și din toate categoriile de vârstă. Testele nu vor fi rapide, ci de tip anticorpi. La finalul acestor teste vom afla cum a circulat coronavirusul în municipiul București, care este procentul de persoane care au trecut deja prin infecție și s-au imunizat și vom putea împreună cu autoritățile centrale să luăm măsurile de relaxare mult mai potrivite pentru o comunitate care are deja o informație. Până în acest moment, aproape 7.800 de bucureșteni s-au înscris la testarea de tip anticorpi organizată pe Arena Națională. Testele vor fi realizate în 20 de laboratoare și 9 spitale de stat și clinici particulare. Gabriela Firea a adăugat că mulți bucureșteni ar vrea să se testeze, dar se tem să nu fie nevoit să meargă la spital în cazul unui rezultat pozitiv. În această privință, primarul general al Capitalei este de părere că Ministerul Sănătății s-ar putea consulta cu specialiștii, iar persoanele cu simptome ușoare pot rămâne acasă, dar într-o cameră separată de alte persoane.